În această noapte vremea va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și local vor fi averse, ce pot fi însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15-20 de litri pe metrul pătrat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 14 grade. Pe arii restrânse, îndeosebi în sud-estul țării, vor fi condiții de ceață. La Brașov în această noapte va ploua și sunt posibile și descărcări electrice, iar temperatura minimă anunțată de meteorologi este de 10 grade Celsius. Vineri în sudul, centrul și estul țării vremea va fi răcoroasă și în general instabilă, cu norări temporar accentuate și pe arii relativ extinse ploi, mai ales averse, însoțite local de descărcări electrice. Se vor cumula pe arii restrânse cantități de apă de 15-20 de litri pe metrul pătrat. Vor mai fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24 de grade în Câmpia de Vest. La Brașov, vineri, cerul va fi mai mult acoperit și sunt așteptate precipitații. Temperaturile se mențin în jurul valorii de 17 grade Celsius.